Cu toate că astăzi este extrem de cunoscută în mediul online, Ruxy de la Bravo, iStyle, susține că încă nu câștigă cât să-și permită tot ce-și dorește. Mai mult, concurenta susține că în primul an câștiga foarte puțin, în ciuda faptului că clipurile ei erau virale. Despre câștiguri, proiectul Lichione, dar și despre cum a reușit să răzbată, Ruxy ne-a vorbit într-un interviu savuros. În momentul de față, ești unul dintre cei mai importanți influenceri, un creator de conținut extrem de apreciat și unul dintre cei mai urmăriți comedianți din social media. Poți să ne povestești cum a început totul? Nu știu dacă sunt printre cei mai importanți influenceri, chiar era un citat faimos pe internet, nu contează cât ești de faimos, ci la câți oameni reușești să ajungi. Nu sufăr de imagine, nu a fost un scop în sine când am dezvoltat acest proiect. Totul a început dintr-o joacă, într-un moment când îmi căutam un loc de muncă, și a continuat datorită determinării, altfel nu reușeam. În primul an de când am demarat acest proiect online găsisem un job part-time care era remunerat cu 1500 lei lunar, dar aveam timp zilnic să filmez. Eram hotărâtă să nu renunț, deși nu știam unde va duce această pasiune, dar era ceva care îmi dădea speranța că visurile sunt posibile. Ai devenit cunoscută în online încă de când făcea echipă cu Creața, în proiectul Lichione. De ce v-ați despărțit și cum a fost apoi să pornești pe cont propriu? La început am fost în proiectul Lichione, dar drumurile noastre s-au despărțit, pentru că ne doream lucruri total diferite. Este ceva normal, se întâmplă în viața tuturor. Creața rămâne, însă, un om cu care am împărțit multe momente importante din viața mea. Ai făcut oarecum pionierat în acest domeniu, așadar nu pot să nu te întreb dacă se poate trăi decent din activitatea de pe YouTube și Instagram. Sau după cât timp ai început să trăiești decent? Nu de alta, am auzit la Bravo, iStyle. Celebritiesc de un an ai început să-ți cumperi pantofi de brand. Din ceea ce fac eu pe YouTube nu ai cum să trăiești, veniturile sunt infime. Știu că sunt influenceri cărora YouTube le aduce banii frumoși, dar trebuie să muncești mult. Din Instagram poți să trăiești decent, dar, din nou, depinde cum îți gândești poziția și cât de mult te implici în conținutul pe care îl oferi. Cel mai important este să găsești o activitate din care să faci bani, pentru că nu te poți baza numai pe reclame ca influencer.